Salut și bine v-am găsit la un episod special de, nu știu, de podcast de istorie, de istoria Moldovei, de istoria României. Suntem aici patru oameni. Dorin, adică eu, Sergiu, adică eu. Da. Alături de noi este Călina de la Istoria României. Călina de la Cluj. Călina de la Cluj, așa. Băi, ăsta e nume de monolist. Da, am și intenționat. Așa. Și Nathan din Republică, care ne salută și el. Bună toți, mă bucur să fiu cu voi. Bun, ne-am strâns pentru că avem un mare lucru în comun, în afară de faptul că vorbim în română și ținem podcasturi. Facem podcasturi de istorie și încercăm să facem podcasturi de istoria României. Și hai să punem așa o întrebare de asta, nu știu cum să zic, icebreaker. De ce v-ați apucat de podcast? Nu știu, Călina, hai să încep tu, că doamnele primele. Doamnele primele, dar uite-te că vezi că eu am trac. Eu sunt obișnuită să înregistrez, am un scenariu frumos, citesc. Ce nu-mi place cum noi ieșit, scot. Și atunci live-ul e mai greu. Păi da, dar uite, vezi, o să vezi că nu e chiar atât de greu, o să fie mult mai ușor. Deci, cum e? De ce te-ai apucat de treaba asta cu podcastul? Măi, m-am apucat de podcast ca toată lumea care a ascultat podcasturi. Apropo, eu, fiind ardeleancă, atunci când înregistrez, încerc să-mi controlez accentul, aici nu pot. Nicio problemă. M-am apucat de podcasturi la fel ca toată lumea care a ascultat podcastul lui Mike Duncan, Istoria Romei. Și m-a inspirat foarte mult să fac și eu ceva de genul ăsta. Și eu chiar atunci am căutat, să știți că am căutat, v-am căutat foarte bine pe toată lumea și nu v-am găsit. L-am găsit pe Nathan, am zis Istoria Moldovei, super, e loc să fac și eu să mă apuc de podcast. Dacă vă găseam pe voi, nu mă apucam niciodată, că ați făcut treabă mult mai bună decât mine. Vezi, ce noroc că Sfântul Google nu a fost alături de tine și ai putut să te apuci. Mie îmi place mai mult, adică îmi place mult, nu neapărat mai mult, îmi place mult abordarea ta și a lui Nathan, pentru că cred că este mai utilă pentru cei care ascultă, cumva e mai concentrată, e mai ușor de urmărit, nu știu, deci mie chiar îmi place ce faci tu. Nathan, tu? Da, eu de mulți, mulți ani tot ascultam podcasturi de istorie, multe și diferite, și de mai multe ori tot căutam ceva pe pământurile noastre și așa cum nu am găsit nimic, știți, era o glumă că nu aveam ce citi și m-a apucat să scriu o carte. Deci au apărut la mine mai mult timp liber și am decis să încerc să o fac. Păi asta, că uite, nici noi, nici voi, nici Călina, nu, niciunul din noi practic nu are specializare pe istorie, nu? Da. Nu, cred că nu. Deci, cred exact. Sergiu? Cred că majoritatea suntem tehnici. Da, destul de. Tu știi povestea noastră, nu știu dacă am mai spus-o, verbal nu cred că am mai spus-o. Noi ne-am întâlnit la un meci de fotbal, juca Foresta Fălticeni cu FC Brașov. Era în toamna anului 2016 și Dorin, mă rog, adică eu, apropo de origini și da, o clujancă, un moldovean, eu am origini moldovenești cumva, bucovinene. Dorin, tu parcă ai origini muntenești, nu, dacă nu mă înșel. Exact. Da. Și vedeți, ne-am întâlnit în Transilvania ca să facem un podcast despre istoria României, ceea ce, na, apropo de unitate națională, da? Fi fără grijă, Nathan, o să includem și Republica Moldova în podcastul nostru, dar nu doar... Încercăm mai întâi să scăpăm de Republica Romană, că se ține Sky de noi, și după aia ne apucăm și de Republica Moldova. Peste, da, aia e ca o mlaștină. Am văzut... E o mlaștină, dar mlaștină plină de învățături, zic eu. Exact. Da, și Dorin pur și simplu a scos întrebarea asta din joben. Bă, nu ai chef să facem un podcast? Na, știu că te pasionează, eu eram și bun cu numerele, cumva, cred că și acum țin minte toți anii, de la Basara până la Ferdinand, știu între ce ani au domnit ăștia. Îmi plăceau numerele, mi-a plăcut ideea și am zis, bă,
e în regulă. Acum, na, nu vreau să-l periez pe Dorin, dar meritul a fost mai mult al lui la început. El cred că avea atunci așa o experiență cu ICR-ul, parcă mai avea un proiect cu Ovidiu Eftimie și la început el a fost forța motrice, da? El era foaia mare de la bicicletă, eu eram pinionul, dar acum am început să punem roțile în mișcare și începe să meargă din ce în ce mai bine, treaba chiar îmi place. Pe de altă parte e foarte reconfortant să văd că mai sunt și alți oameni. Bă, mie îmi place la nebunie, de exemplu, stilul lui Nathan. E foarte molcom, așa, e foarte înțelept. Eu prima oară când te-am ascultat credeam că ai vreo 215 ani, ești un fel de Gandalf așa sau ceva. Călina e foarte, adică Călina e cea mai, mi se pare, rata asta de eficiență mi se pare cea mai bună la ea. Adică reușește să transmită în unitatea de timp cele mai multe informații și într-un mod foarte, foarte elegant așa și foarte. Are și o voce extrem de clară, deloc accentuată ardelenește. Și bă, e fain să mă întâlnesc cu voi și să povestim, na, vrute și nevrute. În principal bănuiesc că o să vorbim despre istorie, dar na, despre societate, că istoria e un obiect din ăsta foarte, foarte imens. Bine, și noi am vorbit destul de mult despre chestia asta cu nișele căror ascultători ne adresăm fiecare dintre noi. Și eu apreciez foarte mult tot ceea ce faceți toți de aici. Mi se pare că toate podcasturile noastre cumva se completează unul pe celălalt și e super, super mișto chestia asta. Chiar mi se pare că și modul în care luați voi lucrurile mai pe lung, mai cu poveste, mai cu detalii istorice fine, e foarte interesant. Eu sunt o fană a podcastului vostru, pe de altă parte nu fac același lucru, pentru că ce fan ar fi să facem toți același lucru. Da, nu cred că are foarte mare valoare să facem toți același lucru și asta îmi place foarte mult, că fiecare are propriul lui stil, propria lui abordare. Chiar avusem la început o discuție cu cineva care vrea practic să facă un fel de copie la Indigo, la podcastul pe care îl facem împreună cu Sergiu. Și na, a fost ceva de genul, băi, ok, uite, noi așa îl pregătim, așa îl facem, dacă tu vrei să-l faci, vrea să-l facă în engleză. Nu mi se pare foarte util, deși și eu recunosc că m-am gândit o vreme la a-l face în engleză. Hai să zic și eu povestea așa cum o am eu de la mine. Povestea la mine e ceva mai lungă. Evident, am ascultat și eu Mike Duncan în o groază, am ascultat și Dan Carlin, așa. Evident, îmi scăpa în momentul ăsta. Și evident, un pic de invidie acolo. Bă, stai un pic, nu există un podcast ăsta care să zică istoria României. Problema fiind că eu am început treaba asta din perspectiva unui amator 100%, adică chiar nu aveam nici studii, nici măcar lecturile necesare în spate pentru a face așa ceva. Așa că planul meu, dacă Sergiu zice că noi am vorbit în 2016, planul meu de fapt e undeva pornit cu vreo 2 ani înainte. Deci undeva prin 2014. De fapt, în timp ce plănuiam eu podcastul ăsta, am început un alt podcast care îi spune istoria culturală a României săptămâna trecută până în zilele noastre, pe care l-am făcut împreună cu Ovidiu Eftimie, Ovidiu Eftimie de la TNR. Și noi acolo am avut alte planuri, aveam alte idei despre cum să facem podcastul respectiv. A fost un podcast care mi-a arătat de fapt dacă aș face un podcast de istorie, cum l-aș face. Pentru că în niciun caz nu am stat să mă gândesc, băi, nu am nici rigoarea tehnică a lui Mike Duncan, nu am nici răbdarea să-mi scriu scriptele în felul în care face el, nu am nici calitatea, nu știu, retorică a lui Dan Carlin și nu cred că pot produce ceva la calitatea pe care o are Carlin. Și în schimb m-a prins foarte mult ideea asta de a avea conversații pe diverse teme. Și atunci, folosind experiența asta, învățând cumva să comunic în înregistrări,
alături de, de Ovidiu, mi-am dat seama că, bă, uite, asta ar putea să fie o soluție. Eu între timp cumva am început să-mi pregătesc materialele, am început să citesc mai mult, să, să-mi pregătesc lucrurile, pentru că era clar, nu eram încă gata să, să fac așa ceva. Da, deci i-am propus lui Seth, scuză-mă că te întrerup, pentru cine ascultă, poate, nu știu, a intrat direct aici pe conversația asta și nu știe, nu a ascultat, să știți că e un volum de muncă fenomenal pe care trebuie să-l depunem și constant, săptămână de săptămână, să citim o groază de cărți, să citim o groază de surse, să ne uităm la filme, la... deci orice efort de documentare contează foarte, foarte mult pentru calitatea materialului pe care îl aducem ascultătorilor. Și și la mine, într-un interval de 10 minute de înregistrare, intră foarte, foarte multă muncă de documentare și sper că știe toată lumea cât de mult efort implică pentru noi să aducem chiar și 5 minute, 10 minute de conținut audio. Chiar voiam să vă întreb asta. Cât vă ia să vă pregătiți scripturile astea? Pentru că eu recunosc că pierd cel puțin, nu știu, 4-5 zile uneori pentru a-mi lua niște notițe cât de cât coerente și pentru a mă simți cu adevărat stăpân pe cunoștințele mele, în așa fel și dacă s-ar evapora cumva scriptul respectiv și am fi obligat să susținem o discuție liberă, să aibă sens. Adică la noi poate e un pic mai greu, că e greu de anticipat și de controlat în ce direcție se duce discuția. Dar m-ar interesa, de exemplu, și la Călina și la Nathan, voi având scripturi din astea lungi cât o zi de post, nu știu, mi-imaginez că scriptul lui Nathan are și 20 de pagini, a 4, el are și episoade de peste o oră, aproape 2 ore. A fost 2 ore și ceva unul. Oh. Deci, fantastic. Asta spun, cred că sunt 10-20 de pagini, a 4 și tot așa. Stai, nu știu, dacă puteți să ne spuneți câte ceva, pe mine m-ar interesa bucătăria voastră internă un piculeț. Nu știu, cum vă pregătiți scripturile astea, ce instrumente folosiți sau așa, dar bibliografia, nu știu, surse primare, istorici moderni, nu știu, care-i ponderea, stilul, ați spus de unde se inspiră fiecare, dar na, poate interesează pe ascultătorii noștri, pentru că să știți, și tipul ăsta care a încercat să ne copieze, noi putem acum să spunem, da, bă, uite, Dorin se ocupă de timeline foarte frumos, de introducere, stabilește celelalte momente ale subiectului, discutăm planul de bătaie înainte, adică putem să dăm toate detaliile astea și poate chiar o să le facem, dar e foarte munca propriu-zisă, cum spunea și Galina, e foarte grea, nu, trebuie să ai chiar multă voință și fără asta nu poți să, chiar dacă ai vrea să copiezi și ai toate datele pe hârtie, e greu să faci o chestie de genul ăsta. Călina, da, povestești tu? Cred că oricum o să difere între noi doi abordările, chiar dacă ne seamănă probabil tipul de muncă pe care îl depunem. Dar n-aș vrea să-l întrerup pe Dorin, care începuse să ne povestească și era în punctul culminant al poveștii. Scuze, și am sărit eu. Am sărit eu cu observație și am sărit spre alt subiect. Lasă, e ok. Nu că mie îmi place, tocmai de asta îmi place stilul conversațional, pentru că încet, încet ajungem acolo unde vrem. Eu am exercițiul ăsta și de la podcastul de istorie, pentru că la podcastul de istorie mai avem momente în care cumva eu stabilesc timeline-ul, știi? Și după aceea vine Sergiu și zice niște lucruri incredibil de interesante, dar care n-au nicio legătură cu timeline-ul meu, știi? Și atunci trebuie să lăsăm lucrurile alea să meargă și după aia mă vezi că eu readuc în discuție cele chestiile pe care le discutam acum 10 minute. Oricum, deci, ca idee, tot așa, am făcut pregătirile astea și chestia este că eu eram ferm convins că, băi, inițial o să încerc să fac o înregistrare de unul singur. Am făcut o înregistrare de 5 minute cu un articol nelegat de istorie. Și mi-am dat seama în momentul respectiv că nu am nici răbdarea, nici autocontrolul de a înregistra de unul singur. Pentru că mi-am dat seama că în momentul în care citeam, nu mai convenea scriptul. În momentul în care începeam să vorbesc de la mine, cu de la mine putere, ba mă bâlbâiam, ba cumva nu e așa o chestie pe care să dorești să o asculți. Și atunci decizia pentru mine a fost destul de simplă. Bă, uite, am exercițiul unui podcast conversațional. Hai să fac un podcast conversațional.
și cu cine. Acum, cu cine au fost mai multe încercări de a găsi pe cineva, dar cumva, băi, nu mergeau. Și la un moment dat, efectiv, nu a fost, știu că Sergiu nu a fost primul om de pe listă care aș fi vrut să fac lucrurile astea, dar a fost primul om căruia i-am propus. Și de ce i-am propus? I-am propus pentru că mi s-a părut un lucru foarte interesant. El era practic în același loc ca și mine. Avea o idee despre istorie, dar nu avea o părere. Adică chiar dacă are o părere, că toți avem o părere, indiferent de despre istoria României, cu toții avem câte o părere despre aia. Dar real, nu aveam niciunul din noi o părere bine aprofundată, bine gândită, bine bătută în cuie. Așa că în momentul în care cumva ne-am reîntâlnit, ne-am reconectat după mai mulți ani de prietenie în care ne-am mai văzut, ne-am mai văzut mai puțin și așa mai departe, mi-am dat seama că este un moment foarte bun să facem pasul ăsta împreună, știi? Și asta a fost chestia din spate. Zic, e ceva de genul, bă, suntem în același punct. Eu mai am experiența asta făcutului de podcast, aia o s-o prind și tu. Numai că suntem în același punct, învățăm împreună lucrurile astea și hai să facem treaba asta. Acum o să vă zic un mic secret. Primul episod pe care vreau să-l fac era despre Burebista. Cum a ajuns acesta printr-o... Nu e secret, Dorine, că te ascultăm și noi. Da, ok. Deci ăsta trebuia să fie primul episod și văd că l-am dus pe Burebista până la episodul 91. Și pentru mine a fost o surpriză felul în care a crescut podcastul fără voia mea, mai mult sau mai puțin. Pentru că în momentul în care am început să studiez, chiar înainte să-i propun lui Sergiu să facem chestia asta, înainte să am zis, bă, nu, hai să trecem un pic pe la pietre, să vorbim un pic despre epoca de piatră, să vedem ce s-a mai întâmplat, uite, cu Cucuten, mișto, gânditorul de la Hamangia, sigur, un episod, două ar merge făcute despre asta. Și... în momentul ăla am început cumva, da, ok, a fost o diferență, Sergiu venea mai degrabă cu niște puncte de vedere mai interesante, dar venea nu neapărat dintr-o zonă mai studiată, el venea cu ce-și mai amintea el. Ei, a fost un diletant la început, recunosc, cu gânditorul de la Hamangia, cu piramidele, eram și eu așa mai pe panta aia conspiraționistă. Bun, o să-i las, adică eu zic să-i lăsăm și pe un lucru, da. Vreau să mai spun, să terminăm noi puțin cu podcastul nostru și după aia, că pe mine ține, chiar mă interesează cum... Da, nu, pe celorlalți. Ne întoarcem la chestia asta, da. Pe mine m-a ajutat foarte mult, Dorin, că na, eu recunosc, sunt un tip mai comod, ca să nu zic leneș. Și asta, să știți că Dorin e un tip care a știut să mă motiveze, să-mi dea termene clare, da? El e un tip serios așa, fixează niște deadline-uri, destul de abrupte, că vă spuneam. El zice, bă, hai să înregistrăm săptămâna viitoare ceva despre al doilea triumvirat și nu știu, hai să-i omorâm și pe Casiu și pe Brutus, ceva de genul ăsta. Că noi acum, într-un mod destul de macabru, ne terminăm episoadele din podcast ucizgând pe cineva, pe Pompei, pe Cezar, pe Cicero, pe Cato, ultimele cam așa s-au terminat. Și cumva trecând linie am zis, bă, e un efort, dar nici măcar nu e un efort, că e un efort plăcut. Mie chiar îmi produce mare satisfacție după ce termin un episod din ăsta. E chiar, e datoria aia, nu, sentimentul ăla datoriei împlinite cumva și e liniștitoare senzația asta. Chiar vorbeam acum la ultimul episod. Sensul ăsta al utilității într-o lume din ce în ce mai lipsită de sens. Bă, să simți că faci și tu, contribui cu ceva la societatea ta, la națiunea ta, la toată chestia asta. Și încă o chestie. Bă, există diferențe de caracter și de stil între mine și Dorin și cred că a fost evidentă chestia asta și în anumite episoade. Dar ce e cel mai important e că am avut și maturitatea și inteligența ca până acum, deși, nu știu, ne-am mai ciondănit uneori chiar live,
să ne uităm la scopul mai nobil, la the higher purpose, și să mergem mai departe cu proiectul ăsta care e unul foarte fain. Da, eu ți-am spus, eu sunt foarte curios să știu, Nathan, cum își, nu știu, băi, aveți, unde registrați, acasă sau aveți studiouri cu cofraje pe pereți sau nu știu, ți-am zis chestii din astea, bibliografia, cât stați până vă pregătiți un episod, na, cât mai multe detalii din astea. Păi ziceam să ne povestească mai întâi Călina și apoi vă spun și eu de toate. Da, eu fiind prima care încasează fiecare glonț, eu au trebuit să încep cu prezentarea și cu ce fac eu. Acum asta este, trebuie să recunosc că de fapt, să citesc de pe Wikipedia, sincer, le iau și le înregistrez de acolo, asta este, glumesc, evident. Așa. Da, dar să știți că adică nu e o rușine pentru mine să spun că folosesc și Wikipedia. Mă uit foarte mult și pe sursele pe care le dă mai departe Wikipedia, de cărți și de studii și de tot felul de materiale. În principiu, ce încerc să fac este să caut, pentru că întreba mai devreme Sergiu, dacă prefer sursele primare sau istoricii mai moderni. Prefer istoricii moderni și vă spun și de ce. Pentru că istoria îi fluidă, vrei nu vrei, nu numai că e fluidă ca timp, interpretarea pe care o dăm noi istoriei suferă foarte multe modificări de-a lungul timpului. Și asta nu înseamnă că faptele în sine se schimbă, se schimbă mai degrabă modul în care le privim. Și atunci mă interesează foarte mult să vorbesc și despre chestia asta. De exemplu, dacă un anumit fapt sau o anumită epocă a fost văzută cumva, să zic, în timpul comunismului și a fost reinterpretată sau relucrată acum mai recent, atunci o să duc și asta în discuție și să vedem de ce, să zicem, pentru naționalismul comunist a fost foarte important Ștefan cel Mare ca figură din asta, cum să zic, perfectă sau spre perfecțiune, și de ce acum cumva au venit cu o reinterpretare istoricii moderni și au zis că bă, poate că totuși nu era așa perfect. Și în același timp, problema e să nu o dăm nici în extreme, adică dacă venim să rescriem și să reinterpretăm anumite lucruri, cum păstrăm totuși un echilibru între ele? Pentru că a fost și o perioadă în care lucrurile au fost foarte, foarte negate, foarte mulți istorici au mers pe direcția asta în care tot ce a fost bun, de fapt, a fost rău, hai să negăm valorile și să negăm importanța istorică a anumitor personaje sau hai să spunem că nu exista... Asta știți și voi clasic, că până la 1800 n-ar fi existat ideea de națiune sau de stat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o luăm 100% în ideea în care omul nu era conștient că vorbea aceeași limbă cu vecinul lui. Nu știu dacă am divagat cumva prea mult. Ba nu, foarte bună discuția. Nu. Cetățenie exista și în Republica Romană până la urmă și aia aparținea unui acelui stat. Corect. Ideea e că încerc pe cât posibil să văd nu numai istoria ca parcurs în timp, ci și modul în care a fost interpretată și reinterpretată istoria pe acea porțiune de timp. Ți-a plăcut episodul pe care l-am făcut despre felul în care a evoluat istoriografia referitoare la daci? Să știi că încă nu l-am ascultat. Foarte bine. Pentru că exact despre chestia asta vorbim acolo și exact despre faptul că de-a lungul timpului, depinzând de momentul în care te aflai din punct de vedere istoric, era șansă să treci între dacii nu există, dacii sunt un popor barbar care a fost șters din istorie de către romani, sau varianta în care dacii sunt totul, Dumnezeu și a toate făcătorul, știi? Și am vorbit un pic despre nuanțele de interpretare de-a lungul timpului și cumva ăsta a fost unul din scopurile majore pentru care am pornit podcastul, și anume vreau să am o conversație cu legată un pic de dacopați, știi? Că pentru mine era importantă problema asta, că ok, bă, înțeleg de ce dacopații, așa cum sunt numiți acum, sunt atât de obsedați de ideea asta că, bă, da, nu suntem chiar un popor de nimic. Pe de altă parte, înțeleg și unde greșesc și vreau să vin cu, bă, uite, astea sunt faptele, astea sunt informațiile, asta e interpretarea mea. Și
Până la urmă, asta am făcut împreună cu Sergiu și chiar mă bucur că am reușit să facem chestia asta. Da, pentru oricum, că, revenind. Pentru că și eu, la fel ca voi, cred că la fel ca și Nathan, nefiind de specialitate, noi încercăm să povestim istoria așa cum o înțelegem, așa cum o vedem, cu, folosindu-ne de bunul simț și de, de sursele pe care le avem la dispoziție. Nu trebuie să fim luați nici ca specialiști sau mai știu eu ce. Avem și noi preferații noștri, că de exemplu mie îmi place foarte mult, am istoria Transilvaniei de Ioan Aurel Pop. Îmi place foarte mult să citesc din ea și să aduc din elemente din ea, dar pe de altă parte recunosc și faptul că poate să fie uneori mai înspre partea naționalistă și înspre partea mai, să zic, că are un bias. Da, da. Deci noi putem să avem preferințe, putem să avem personalitate, pentru că, Doamne ferește, toți avem, fiecare are personalitatea lui pe care ne exprimăm în podcasturile pe care le facem și nu trebuie să luăm ca o chestie de, nu știu, istoria e o chestie fixă, științifică, matematică, exactă. Nu o să fie niciodată chestia asta și cine are impresia că putem vorbi despre adevăr istoric 100% se înșală amarnic. Da. Dar până la urmă, singurul lucru despre care putem să vorbim e o interpretare a informațiilor pe care le avem. Deci, din păcate, vești proaste nu există, adevărul despre Revoluție nu există. Nathan, tu cum te pregătești pentru podcast? Da, eu bine, și avantajul, într-un fel avantajul meu și a Călinii e că lucrăm cu un script și putem să ne menținem de un, să zic, plan inițial. Bine, pe măsura scrierii scriptului, evident că se mai schimbă planul ăla inițial, dar deja când îl ai scris, citești ce ai pe pagină. La mine în cap, oarecum, da, sunt niște periodizări. Și vezi, dacă acum eram în stilul nostru, scoteam la montaj că te-ai bâlbuit. Exact. Deci eu mă bâlbui de 4-5 ore, apoi tai tot asta și e ok. Deci și înainte de a trece la o regiune sau o perioadă, eu, nu știu, mă încarc cu informații până nu mai încape în mine, deci citesc 3, 4, 5 cărți, studiez surse posibile și de-aia la mine uneori sunt niște pauze mai lungi înainte de episoadele care se referă la o anumită perioadă sau regiune. Dacă am trecut de la Roma la Dacia, mi-a luat aproape 2 luni să stau să citesc vreo 6 cărți și să văd anume viziunile astea mai contemporane, exact ceea ce voi spuneți, da, istoriografie de azi în privința geților, dacelor și perioade alea. Și cu atât mai mult e dificil, fiindcă exact acum se schimbă viziunile în privința perioadei ce le schimbă interpretările și uneori, da, istoricii profesioniști între ei se ceartă și aici venim noi niște diletanți să încercăm să, nu știu, să explicăm tot asta pentru public. E destul de dificil, dar în aceeași timp, da, asta și face valoros tot ceea ce noi încercăm să facem, deci efortul ăsta aduce o plăcere aia lucrului bine făcut. Nu îți pierzi răbdarea tot construind scriptul? Pentru că acolo, adică, ok, și la Călina, dar mai ales la tine, care tu ai episoadele mai lungi, scripturile sunt foarte consistentă. Deci acum, dacă m-ați întrebat de script, m-am uitat până în decembrie, aveam 560 de pagini. Deci textul total al podcastului, ceea ce am citit. E consistent, dar eu de formație, să spun, de preferință, sunt oricum scriitor. Eu am mai avut anterior experiențe de scris, eu aveam un blog pe care puteam să scriu texte lungi. Deci pentru mine nu e o problemă să-mi înșir gândurile în scris, plus eu am fost mult timp profesor universitar și iarăși am experiența asta de a, nu știu, de a explica unele chestii mai pe înțelesul
studenților, să zic. Deci, probabil, chestiile astea și poate natura mai introvertită sau mai răbdătoare. Nu am probleme să stau și să scriu, da, și de obicei durează seriile, că de 2 ani de când cu podcastul, prietenii foarte rar mai reușesc să mă scoată în oraș, fiindcă seriile eu stau și studiez, citesc sau scriu scriptul. Aveți un orizont de timp? Așa o anticipare? Bă, nu știu, podcastul ăsta vreau să țină 300 de episoade sau 400 de episoade sau vreau să dureze 5 ani sau în 10 ani vreau să termin toată istoria. Eu, de exemplu, aștept cu maxim interes perioada în care Moldova va face parte din Imperiul Țarist sau din URSS și vreau să vă cum prezinți chestiile alea, pentru că la tine e mult mai greu. Acum, Ana, nu vreau să fiu rău, dar Moldova e o țărișoară micuță, așa, dacă stai și te gândești, Republica Română nu prea a avut nicio treabă cu Moldova, știi, așa, din punct de vedere teritorial, dar tu totuși prezinți istoria foarte expansiv, așa, cu istorii, cu influențe lingvistice, culturale, militare, e foarte fain, știi, și de aia spun. Nu știu cum o să o... Na, așteptăm să vină și vremea aia. Deci eu mă aștept la 5-6 ani probabil de podcast, dar iarăși când începusem revoluția, da, din Republica Romană, la mine în cap erau 3 episoade și s-a atins pe jumătate de ani. Deci nu coincid intenția inițială cu rezultatul final. Da, mi-a zis cineva că a ascultat episodul 35 în care eu anunțam că în 2 episoade vorbim despre daci. Cred că chiar eu. Și tu, dar nu numai tu. Și da, noi am ajuns la daci undeva la episodul 80? Ceva de genul. Ok. Așa că înțelegem cum se expandează foarte mult. Nu știu, oamenii ți-au spus ceva de faptul că, bă, stai un pic, dar tu de ce vorbești despre Roma când vrei să faci istoria Moldovei? Mai rar, lumea, majoritatea cazurilor savurează însăși narațiunea. Am avut vreo 2 comentarii de acest gen, la care răspunsul meu, în forma lui amabilă, era: nu-ți place, du-te și fă-ți podcastul tău cu structura care o vei considera optimală. Asta e, am considerat important, plus, într-adevăr, cum a spus Sergiu anterior, da, Republica Romană are foarte multe lecții pentru, da, toată istoria ulterioară și mai ales, da, pentru... Bine, pentru Republica Moldovei, unele chestii sunt extrem de actuale și astăzi. Deci am făcut din asta și o chestie oricum politică și am povestit revoluția lor. După ce epuizăm discuția asta despre, ne mai spune și Călina poate ceva, ne mai spune și Dorin, chiar m-ar interesa un piculeț cum vezi, că eu m-am interesat despre tine. Și bă, am aflat niște chestii, nu știu, tu ai fost și consilier al guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, nu? Cred că și al primului ministru, când era Gaburici, sau greșesc. Da, am fost consilier al prim-ministrului și acum sunt consilier al guvernatorului Băncii. Exact, deci fără să intri foarte mult în detalii, m-ar interesa cum se vede politica Republicii Moldova din Moldova, pentru că noi din România o vedem foarte denaturat, știi? Da, eu sunt apropiat cumva de Republica Moldova așa sufletește și sunt un unionist convins, ca să zic așa, dar na. Și mă rog, fără să intri în jocuri politice, mă mai interesează câte ceva despre jocurile intelectuale, că am citit că ești un mare fan și despre chestia asta și na. Ok, haideți să ajungem și la asta. Da, exact, mai pe final, dacă e, că acum să zici, să rămânem la chestie. Bun, v-ați gândit să schimbați un pic formatul, de exemplu, că uite, acum noi am ieșit din zona noastră de confort, v-am invitat și pe voi, discutăm despre vrute și nevrute, nu știu, v-ați gândit să-l organicizați un pic așa, să-l faceți un pic mai spontan, să vină cineva să... Ok, vă pregătiți un script, vă pregătiți un timeline, dar să vină cineva așa, știți, să scoateți idei din astea greenfield în timp ce vorbiți. Că uite, e mult mai faină discuția asta care se, na, e, cum zicea și Călina, da, e fluidă. Că și istoria și dialogurile sunt fluide. Și... Să știi că eu am destul de multe idei legate de unde vreau să duc podcastul ăsta în viitor. Am 2 idei legate de un spin-off.
Adică, de fapt, am două spin-off-uri în cap, cum spunea și Dorin, de un podcast în limba engleză. Și cealaltă ar fi, pentru că eu am un copil de 3 ani de zile, astăzi face 3 ani de zile, chiar la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Mersi, mersi. Și pe măsură ce crește, aș vrea să-i ofer și lui varianta asta în care istoria României să-i fie pusă sub forma unor povești, unui podcast făcut special pentru copii. Deci asta ar fi a doua idee. Și pe de altă parte, da, mi-ar plăcea și mie să merg cumva spre zona asta de content milenial, ca să-i spun așa, în care să am, să zic, Q&A-s cu, cu fanii, ca să zicem așa, în care să răspund live la unele întrebări probabil sau la detalii care mi se cer legate de, de ceea ce am vorbit. Cel mai aproape am ajuns cu episodul, cu episodul 11, cred că a fost, sau 13, Addendum s-a numit, în care am reluat câteva dintre subiectele pe care le-am discutat și am adus câteva explicații în plus, unde au mai fost întrebări și pe care le-am primit pe parcurs și din feedback-ul pe care l-am primit de la, de la oameni. Mm-hmm. Cam și, acolo. Și ceva remarcabil, cam cum e perceput, cum e cam ce fel de lucruri, ce fel de feedback ai primit? A vorbit și Nathan mai devreme despre feedback-ul pe care îl primim de la oameni. Acum, cuvântul ăsta de feedback poate fi un feedback mai util sau mai puțin util. Sunt foarte multe persoane care au și impresia că sunt stăpâni peste conținutul pe care vii și îl expui tu. Și o să încerce cumva să-l hijack, nu știu dacă acum folosesc, m-am murdărit de engleză pe la gură. Încearcă cumva să se facă stăpâni peste conținutul tău, în modul în care să-ți explice ei că fai, au ei o idee genială și următorul tău episod trebuie să fie așa scris și să povestești despre chestia asta în felul următor. Chestie care nu-i tocmai ok. Pe de altă parte, sunt oameni care vin și spun și îți dau feedback, indiferent dacă e pozitiv sau negativ, e feedback care te ajută pe tine ca autor al conținutului ăstuia să vii cu idei noi și cu, și cu moduri noi de a te exprima pentru ascultători. Deci vin și au un feedback constructiv și mi se pare că spre asta trebuie să mergem cumva și noi, oarecum să ne educăm ascultătorii ca feedback-ul pe care ni-l dau, în primul și în primul rând, să ne dea feedback și feedback-ul pe care ni-l dau să fie constructiv. Bine, asta știi cum e, constructiv, constructiv, e util feedback-ul constructiv, pentru că de-aia și zice constructiv, dar până la urmă nu simți că totuși în momentul în care încorporezi ideile altora, ți se alterează viziunea inițială asupra ceea ce vrei să faci? Nu neapărat, pentru că oamenii pot să aibă idei bune și eu sunt foarte deschisă să aplic multe dintre ideile. De exemplu, dacă îmi zice cineva că vorbesc prea repede sau că vorbesc prea încet sau că ar vrea să insist mai mult pe anumite subiecte și văd că e mai multă lume care îmi spune lucruri similare, eu sunt sigur că sunt dispusă să fac lucrurile astea într-o oarecare măsură. Dar nu la modul în care cineva să se... Asta m-a deranjat cel puțin pe mine, m-a deranjat cel mai mult până acum. M-a deranjat atitudinea de nu faci ce trebuie, știu eu cum să faci. Sau chiar e foarte bine, dar lasă că știu eu mai bine. Nu știu, Sergiu, noi am primit genul ăsta de feedback? Bă, cred că l-am primit. Eu nu prea sunt la curent cu... Eu mă gândeam acum la un spin-off foarte tare. Băi, am putea că suntem aproape de 1 aprilie. Nu știu, v-ați gândit să faceți un episod din ăsta în care să oferiți intenționat informații greșite? Nu știu, niște toponime scoase aiurea cu niște origini din astea inventate. Știi, ca oamenii care ne ascultă, asta apropo de interactivitate, să-i forțăm cumva să vină spre noi și să zică, bă, ce ne-a venit, sunteți, vai de steaua voastră, uite câte greșeli ați făcut. Și cu ocazia asta, pentru că noi, eu am vorbit cu Dorin și, mă rog, nu e o suferință, e o remarca noastră, că foarte mulți ascultători, bă, avem destui, nu știu, avem câteva mii care ne ascultă, sunt foarte tăcuți. Adică preferă să obțină informația și să nu ne spună nimic. Bă, bine, bravo, nu știu... Vezi că ai zis Cezar în loc de Cicero, vezi că
ăla n-a plecat cu 3 trireme la Atena, ci cu 5. Vezi că ăla nu s-a înnecat și nu a fost ucis de un pirat, ci a murit de bătrânețe la Masilia și chestii de genul ăsta. Adică mie mi se pare că tot vorbeam de feedback. Noi nu prea avem feedback, sau nu știu, eu la mine cel puțin nu prea ajunge feedback-ul. Păi nu, că de ceva vreme eu nici nu prea mai folosesc Facebook și de obicei doar pe Facebook venea feedback-ul. Cred că printre feedback-urile utile a fost ceva de genul: bă, lasă-l mai mult pe Sergiu să vorbească. Sergiu pe bune, deci este unul care chiar ne-a dat notă mai mică pe iTunes pentru că eu vorbesc prea mult. Băi! Ok, da, e o informație, să știi că informația asta acum să dau din casă și eu. Băi, informația asta o știu de la Călina, dacă îți vine să crezi, cumva așa. She went behind your back și mi-a spus mie informația. Eu nu știam, că eu nu sunt pe platforma asta, dar ea fiind pe platforma de iPad-uri și așa mi-a zis chestia asta și na, am aflat-o și eu între timp. Platforma de iPad-uri. Da, nici eu nu știam de chestia asta pentru că eu nu folosesc unealta diavolului. Dar, adică produse la Apple, dar bine, nu-mi plac produsele, pur și simplu, e o preferință personală. Dar ca și idee, într-un fel îi înțeleg pe oamenii care zic lucrurile astea, mai ales când aud primele episoade. Pentru că Sergiu întotdeauna intervenea în momentul în care era foarte sigur pe informație, știi? Dar asta este unul din riscurile a ce se întâmplă în momentul în care ai o discuție liberă, în care tu încerci să faci timeline-ul și vrei să faci totuși discuția respectivă să fie cât mai interesantă, dar vrei să urmărești și un plan. E un lucru destul de dificil. Chiar v-ați ascultat primele episoade să vedeți cum a evoluat din punct de vedere calitativ? Eu mi-am ascultat primele episoade, eram sub orice critică, da, mă refer doar la mine. Și calitatea podcastului nostru a crescut, adică și acum am niște, mă simt foarte bine și chiar după ce se termină episodul zic: bă, uite, ăsta a fost un episod bun. Chiar am reușit să prezentăm bine ideile, dialogul a fost foarte, foarte spontan. Ceea ce nu se întâmpla la început. Eu am reînregistrat toate episoadele între 1 și 8, pentru că, și chiar asta am și zis, pentru că am lăsat o notă informativă, ca să zic așa, acolo în introducere, legată de reînregistrare, și am spus că, într-adevăr, uitându-mă la vechile, adică ascultând vechile episoade după un timp de podcasting, efectiv am avut senzația că vocea mea de la început, cum stăteam eu așa ca un roboțel în fața microfonului, suna, zici că eram cumva, nu știu, robotul la telefonic, știți, ați apăsat numărul 3 combinat cu teleenciclopedia și suna de parcă eram așa un fel de simulare de persoană. Și atunci am zis: nu, ok, inițial am zis că nici nu fac glume în podcast. N-am oprit nebunia asta și am zis că mă exprim mai mult. Păi, exista un robot, acum că tot vorbeai, exista un robot telefonic unde puteai să suni ca să afli câte ceasul și ăla zicea: la semnalul următor va fi ora, nu știu, 14, 48 de minute, 15 secunde. Ping! Nu erai chiar așa. Dar da, mă, 9-5-8 ora exactă, știu că și eu mai sunam la robotul ăsta, acum 20 de ani. Bine ați venit la istoria României pentru... Bine, mamă. E ok, mă, e ziua lui. Okay. La mulți ani. Știu toată lumea. Așa. Așa. Spuneam că e o chestie de robotică, gen... Bine ați venit la istoria României. Pentru Burebista Băseasta asta 1. Pentru Decebala Băseasta asta 2. Da. Băi, nu, oricum, s-ar putea ca eu să nu-ți fi prins totuși episoadele originale. Da. Că, nu știu, în momentul în care am ascultat primul episod de la tine, primele 2 sau 3 episoade, ceva de genul, că evident, înainte să le pun ca recomandare celor care ne urmăresc și pe noi pe Facebook, am zis: bă, nu recomand așa, ia, hai să vedem despre ce e vorba, știi?
Și am ascultat și nu, adică chiar mi s-a părut erau foarte... Erau deja reînregistrate, sigur. E posibil, adică no, nu știu. În orice caz, mă bucur și asta cumva am mai auzit, bă, stai un pic, ce faci? Te încurajezi concurența? Nu e concurență, că materialul e tot ăla. Dacă vrei să-mi faci concurență, poți să pui mâna să citești o carte și mi-ai făcut concurență, e clar. Apropo de specificitățile fiecărui podcast, vreau să-i pun o întrebare lui Nathan, că am observat că folosește coloana sonoră de la Ciuleandra. Și Ciuleandra, nu știu, oricum ai dat, și dacă te referi la Liviu Rebreanu și la Maria Tănase, sunt românești, nu sunt moldovenești. Voi faceți deosebire românești, moldovenești? Doar Sergiu, pentru că Sergiu are un umor foarte ciudat. Nu, băi. Nu, a fost o întrebare chiar legitimă, adică îmi place foarte mult, coloana sonoră și porțiunea aia, dar voiam să, nu știu, na, puteai să, sau nu știu, na, e o întrebare legitimă, nu, n-am vrut să, deloc să... Păi nu, dar e din fondul, să zic, folcloric, care e comun și avem doar paparudele și în Moldova de aici și în restul României. Și Ciuleandra la fel, e doar un cântec tradițional. Deci, eu mă bucur, am întrebat. Da, ok. Nu, băi, deci oricum înțeleg întrebarea și știu că nu a fost făcută, pusă cu răutate, dar da, momentul a fost un pic amuzant. Oricum, cred că mi se pare, deci și eu sunt foarte interesat, Nathan, să văd unde o să avem diferențe de viziune asupra interpretărilor, pentru că sunt foarte curios și noi până la urmă avem, și mi se pare normal, cred că la un moment dat părerile noastre o să fie destul de divergente, mai ales că na, noi o să venim și mult după ce o să-ți termin tu programul și probabil mult, mult după ce o să-și termine Călina programul. Noi știi cum e, Dumnezeu să ne țină sănătoși, că la ritmul ăsta o să mai dureze încă câteva zeci de ani. Apropo de interpretări, eu încerc să-mi țin interpretările mele pentru mine și de obicei dacă îmi sunt mai multe, să zic, viziuni, bine. Pe antichitate e destul de simplu, în majoritatea cazurilor există un consens mai puțin între decopați și istorici, dar în linii mari, știți cum antichitatea e bătută în cui, acolo nu prea sunt multe chestii de interpretat. Într-adevăr, în să zic, veacurile noastre întunecate, când nu se știe ce a fost cu 9000 de ani sau timpurile mai apropiate, când au început toate aceste împărțiri teritoriale, evident că aici sunt multe interpretări diferite, multe viziuni diferite. Ideea mea e să mă mențin de partea faptică, istorică, fiindcă acesta a fost chiar unul dintre scopurile de ce am început podcastul la noi în Republica Moldova. E foarte polarizat, bine, foarte polarizat totul, sunt în linii mari, da. Două mari curente, să zic, nostalgici, proruși și pro-europeni, deși e o simplificare foarte mare să o spun. Și practic totul este văzut și interpretat prin aceste prisme. Și ideea mea, și foarte des apar niște informații, să zic, false sau ușor alterate, care sunt apoi folosite în politică, în discursul public și așa mai departe. Și dacă în cazul României cele mai mari, să zic, probleme cu care vă confruntați, luptă cu decopații, care e hazlie, dar e o problemă, într-adevăr, la noi sunt niște chestii mult mai, să zic, actuale, vitale și care au un impact curent pe aceea cum votează lumea, cum interpretează lumea evenimentele și așa mai departe. Și scopul meu era anume să încerc să dau doar fapte fără interpretări. Pentru că, cel, da, și un
să zic, și un prorus și un proromân, să-și facă interpretările lor de cel puțin partea faptică să fie una adevărată și corectă. Și partea asta cu interpretările, eu da, încerc să citesc cât mai multe surse și când sunt câteva viziuni asupra ceva, eu menționez toate viziunile. Eu desigur că am părerile mele și destul de puternice în majoritatea cazurilor, dar dacă și le expun, spun că e doar părerea mea. Noi oricum nu o să putem sta niciodată prea departe de controversă, pentru că multe dintre subiecte sunt foarte apropiate și foarte aplicabile și zilelor noastre și multe dintre rănile istorice, ca să zic așa, nu s-au închis sau s-au închis doar aparent sau încă, să zic, cauzează discuții între oameni și discuții în contradictoriu. Eu tocmai am terminat de înregistrat, încă n-am montat și n-am publicat, deci nu mă țineți la socoteală cu asta. Vă dau un spoiler, ca să zic. Am terminat de înregistrat episodul despre istoria maghiarilor și stabilirea lor în bazinul carpatic. Acum, genul ăsta de subiecte, am și zis de la bun început, sunt controversate și eu știu for a fact că eu ce am învățat la orele de istorie ca româncă și ce a învățat colegul meu care a făcut istoria și în limba maghiară, colegul meu de la lucru, discutam despre chestia asta și ne-am dat seama că învățasem lucruri complet diferite, pe care eu le luam drept fapte și pe care el le lua drept fapte, dar complet diferite. Deci, oricum, la un moment dat se va ajunge la controversă și atunci e bine să prezentăm, să zic, toate aspectele, părerile și cum ar putea fi ele interpretate. Eu de-aia încerc de fiecare dată să mă și scuz dacă este vreo informație pe care o aduc și poate fi interpretată sau poate să jignească pe cineva sau poate să supere pe cineva în vreun fel. Noi nu avem intenția asta ca podcaster, nu vrem să supărăm pe nimeni și nu vrem să ne urcăm lumea în cap pentru unele lucruri pe care le spunem, dar vrem să aducem informație și vrem să o prezentăm cât mai corect și cât mai nepărtinitor posibil, vorba lui Nathan. Am observat chestia asta, că sunteți un pic mai sub... Noi, de exemplu, poate avem... Nu știu, curajul ăsta, avem inconștientă să spunem, uite, acum vin doar cu părerea mea, asta e părerea mea și nu vreau să fac rău nimănui. Voi sunteți un pic mai subtil când exprimați, că și la Nathan îl ascult cu atenție și îmi dau seama că acolo așa gândește lucrurile, dar nu o spuneți cu subiect și predicat, nu spuneți, bă, așa văd eu lucrurile, nu am informații destule. Uite, apropo de asta, spune-mi puțin cum arată istoria Moldovei, un manual de istoria Moldovei, asta ar fi foarte interesant, nu știu, aveți romanitatea, cum e prezentată perioada aia, nu știu, când Moldova se împarte în două sau... Deci, există, să zic, istoriografia sovietică, când era clar, dar românii erau niște slavi care... Nu știu de unde au luat limba română. Pe teritoriul Basarabiei, în genere, au fost totdeauna doar popoare slave și apoi au fost colonizați de maramureșeni. Deja după independență, la noi mult timp s-a predat istoria românilor. Și acum, ultimii ani, marea luptă exact merge pe această chestie, fiindcă se predă oarecum istoria românilor integrată și bine, cu mai multe detalii pe Basarabia, pe Republica Moldova. Și eventual din 1812 este narațiunea paralelă pentru ambele părți. Iarăși, da, bine, conducerea actuală vede așa numiți stataliști, dar ei doresc să includă mai mult doar de istoria autohtonă și istoria României doar să fie ceva colateral, bine, după separarea Basarabiei de Principatul Moldovei. A existat, pentru amuzamentul meu, a existat un discurs legat de imperialismul român? Desigur, imperialismul român, da. Jandarmii, da, ce cum România ne-a ocupat în 18 și tot așa. Vai de mine, noi care suntem niște pașnici și n-am purtat niciodată războaie de cucerire.
Da, mi se pare amuzant pentru că exact asta e, deci în felul în care se predă istoria României, nu există episoade în care noi să fi ieșit cu un bocan, cu un bocăncel în afara graniței țării, nu, nici gând, niște derapaje. De altfel, de exemplu, uite, despre felul în care ajung românii până la Budapesta în 1919, sau despre felul în care sau cadrilaterul, astea sunt niște lucruri care sunt povestite așa. Bă, s-a întâmplat, deodată au fost la noi, nu știm cum s-a întâmplat. Episodul 1919 nici nu există. Deci ăla chiar nu există. Deci după al doilea război mondial, cel puțin noi cum am făcut istoria, a fost ceva de genul, după primul război mondial am fost uniți toți și a fost bine o vreme. No, apropo, la noi există un discurs destul de, să zic, bine, la cei care îi pot numi anti-români, despre ce că decizia de unire care a luat-o Sfatul Țării la noi a fost pe fondul armatelor române care erau în Basarabia. Și fiindcă atunci, da, pe timpul războiului erau armate române. Și mesajul ar fi că decizia aceea Sfatului Țării e cam are aceeași valoare ca și, nu știu, decizia autorităților din Crimeea să devină parte a Rusiei acum când erau deja armatele ruse acolo. Ceva de acest gen. Deci, știți cum, există foarte multe interpretări diferite și pentru noi, de pildă, poate fi surpriză când afli despre așa o chestie, tu toată viața învățând cu totul altceva și fiind într-o altă bulă. Bă, și mai am o curiozitate. N-a reușit nimeni să mi-o satisfacă, să mi-o potolească până acum. De ce nu aveți ieșire la mare? De ce vă mai lipsesc 50 de metri acolo și de ce n-ați reușit să vă înțelegeți cu ucrainenii să aveți și voi un port micuț la mare? La care mare? Noi avem ieșire la Dunăre, dar între noi și mare e o bucată mare de pământ care aparține Ucrainei și nu văd în condițiile actuale cum asta ar putea fi depășită. Când s-a spart în mai multe Iugoslavia, croații le-au dat un culoar bosniacilor, herțegovinenilor și ăștia au ieșire la Adriatică. Ok, ucrainenii nu au dat Moldovei așa un culoar și ucrainenii în timpul ce au susțineau, da, Transnistria, care lupta pentru separare, deci erau cu totul alte relații. Ok. Acum, deja după ce ucrainenii au căpătat autonomiile alea două, ei au devenit foarte, să zic, simpatetici Moldovei și ne înțeleg foarte bine, dar erau cu totul alte timpuri atunci. Nu știu, deci recunosc că o să aștept cu nerăbdare episoadele în care o să vorbești despre lucrurile astea, pentru că, sincer, pe lângă faptele propriu-zise, care probabil o să le regăsim și noi în cărți de istorie, sunt foarte curios de viziunea cuiva care e acolo și care a trăit chestiile astea mai mult sau mai puțin live, știi? Da. Deci asta mi se pare că o să fie foarte interesant, dar da. La fel și eu aștept episoadele voastre să aflu ce veți spune voi despre aceasta. Băi, nu știu, știi cum e, antrenează-te, știi cum e, de acum ține regim, pregătește-te pentru o viață lungă, pentru că încă o dată, la ritmul care le facem, inițial, la un moment dat chiar încercam să facem episoadele să fie săptămânale. Și poate dacă am fi păstrat episoadele săptămânale, am fi reușit să avansăm ceva mai repede, dar nu cred că am fi putut să aducem același nivel de calitate și cumva am preferat să punem calitatea în fața cantității și cumva să ne bazăm pe faptul că teoretic măcar încă suntem tineri, știi? Și în putere, mai ales Sergiu, și cu mult optimism, mai ales eu. Băi, eu recunosc că au fost două, trei interpretări, două, trei idei pe care le-am luat și m-am inspirat de la Nathan. Așa e, el e un pic înainte, chiar ultimul episod. Ultimul episod noi am înregistrat acum
ce am înregistrat la ultimul episod. Să le spunem sau să nu le spunem? Nu le spunem, mai bine. O să le spunem, lasă. Ah, okay. Augustus, da, despre Octavius, de fapt. Exact. Și mi-a plăcut cum a văzut, cum a prezentat el lupta asta interioară a lui Cicero, închiderea în el, ultimii ani așa de creație, și a, cumva a încercat să se introducă în viața lui și dramele personale și de familie, și a dat niște răspunsuri foarte faine, că noi tindem cumva să tratăm doar istoria asta personalităților, fără să ne intereseze foarte mult, nu știu, comunitatea din care făcea parte, o biografie, o ceva de genul ăsta. Și atunci mi-a plăcut viziunea lui, e mult mai umană și mai profundă. Și să știi că, da, am încercat și noi să-i dăm o latură umană. Păi, inițial, eu la început ți-am zis, cum eram eu cu numerele, mă gândeam, bă, 40.000 de moldoveni împotriva 100.000 de turci, n-aveau cum să-i bată. Puneam 40.000 la numărător, 100.000 la numitor, tăiam zerourile și dădeam 4 la 10. Bă, n-au cum, bă, 4 oameni să reziste în fața la 10. Dar mi-am dat seama că nu funcționează așa la scală. Bă, stai un pic, că din 100 de oameni doar vreo 5.000 sau 10.000 ajung să se lupte real la un moment dat. Dacă ești antrenat, poți să respingi 3, 4, 5 șarje. Dacă mai dai și cu 2, 3 tunuri, i-ai împrăștia pe ăilalți. Deci am spus, foarte mult a evoluat și înțelegerea mea despre istorie în timp. Dacă inițial am crezut că e vorba doar despre niște numere, niște ani, niște efective, după aia mi-am dat seama că e mult mai multă, uite, și economie, și politică, și tot felul de jocuri de culise, și tot felul de conspirații în spate. Și de-aia, în general, zic, entertainment. Entertainment și dramă și e ceva foarte, foarte mișto, mai ales, apropo, dacă tot vorbim despre ce ne-a plăcut la Nathan. Da, îmi place această temă. Eu recunosc că am plâns când a murit Cezar în podcastul la Nathan, nu atunci când a murit de adevăratelea. Eram și mi-am amintesc și acum, pentru că sunt chestii care te marchează pe termen lung, așa cum și pot să vorbesc de vreo 3-4 momente în care mi-am amintesc exact unde eram când am ascultat podcastul respectiv, sau, mă rog, episodul respectiv sau partea respectivă din episod. Și una dintre ele e când la un drum lung, chiar spre Brașov veneam, și eram în pădurea aceea care habar n-am cum se numește, apropo de bogății. Așa, exact, și prin serpentinele alea s-a întâmplat să moară Cezar, și discuția despre generozitatea lui și faptul că acea relație de frenemies pe care avea cu Pompei nu era neapărat dușmănie, ci era un fel de combinație. Deci țin minte că m-a emoționat așa de mult și... scuze, nu Cezar, uite, vezi că vorbesc prostii. Când a murit Pompei, atunci am izbucnit în plâns, efectiv. Eram și conduceam prin serpentinele alea, mă ștergeam, cum mergeau ștergătoarele, mergeau și ochii mei. Deci, eu îmi cer scuze, Călina. M-ai pus în pericol, dar uite-te că... Trebuia să pun anunț la începutul episodului, nu se poate, condus vehicule grele și... Da, și să știi că erau să mă omoare și Dorin și Sergio, care au făcut la un moment dat o glumă cu Dio Christosom. Chiar le-am zis și lor când au zis că Dio Christosom era rudă cu Ioan Gură de Aur. Dorin a zis-o cu asta. Da. Și mâncam niște biscuiți și am pufnit în râs. Cred că trebuie să vină să-mi facă cineva manevra. Am niște spate. Deci era să mă omorâți amândouă producțiile erau să mă omoare până acum. Bun, o să punem o etichetă cu a nu se manevra utilaje grele. Sper să mă revanșez și eu cândva. Băi, știi cum e. Suntem acolo, știi, că ne poți întinde o cursă oricând. Da. Deci oricum ceva foarte emoționant, oricum ceva foarte amuzant, dar cumva că știi că vine înapoi. La noi, cred că e mai greu să dozăm emoția. Cred că emoția rămâne la sfârșit, după ce închide omul podcastul și stă un pic să se gândească la lucrurile despre care am vorbit. Pentru că, da, e un pic destul de greu că noi trebuie să îi omorâm pe toți și să și închidem podcastul. Da, deci breaking news, toată lumea din podcasturile noastre cam moare într-o circumstanță sau alta.
Dar într-adevăr, nu știu dacă o să dacă reușim neapărat să dozăm emoția în felul ăsta, să-i zicem spectaculos, de care vorbești tu. Însă există foarte multă emoție și asta cumva mi-aș dori ca oamenii să vadă, fără practic ca noi să le ducem acolo. De exemplu, Sergiu a fost foarte atașat de Cicero, mie mi-a plăcut Cezar din foarte multe puncte de vedere. Este foarte greu să facem, pentru că știi cum e, sentimentele astea nici măcar nu le avem neapărat la unison, știi? Și atunci nu va fi foarte posibil să vadă neapărat ceea ce simțim noi despre subiectele pe care le discutăm. Da, eu având formatul ăsta mai scurt și mai informațional, pentru mine este câteodată îngrozitor. Am impresia că îmi scoate cineva o măsea, că nu pot să vorbesc sau nu îmi permite timpul să vorbesc despre anumite subiecte. Și mi s-a întâmplat la Marius, care este unul dintre personajele mele preferate din toată istoria. Și mi s-a mai întâmplat la fel la un preferat de-al meu, și anume la Justinian, care încercam atât de greu să nu povestesc despre tot anturajul lui, despre Teodora, despre Narses, despre Belisarius. Eram, ține-te Călina și lasă-le în pace, va fi o vreme să vorbești despre ele, poate cândva. Bine, noi cred că ne-am rezolvat treaba asta destul de simplu și am decis să vorbim despre lucrurile care ne plac. Nu, eu înțeleg ce spune Călina. E foarte greu, pe de o parte, să renunți la subiectele astea extrem de ofertante, care sunt, na, le atingem tangențial, le atingem inevitabil. Dar pe de altă parte e și mai greu să surprinzi esența. Ce spune Dorin, apropo de eu am recunoscut, inițial am tratat așa, foarte crud pe Cezar, dar bă, capacitatea executivă a lui este înfiorătoare, o spun extrem de apreciativ. Eu într-adevăr eram mai cu idealuri, mai cu libertate, cu democrație, cu alegeri libere, de aia mi-a fost drag de Cicero și de ceea ce a scris el. Dar mi-am dat seama că poate gargara asta lui, nu știu, cu optimații, cu oamenii nobili, sunt cumva și să-și păstreze privilegiile pe seama plebeilor. Cezar, ok, putem să-l vedem ca un scelerat, ca un psihopat și i-a ucis pe ăia, i-a zăpăcit pe toți galii, dar pe de altă parte, oamenii ăia care după aia o să vedem, au uitat de idealurile Republicii și când le-a lăsat 300 de sesterți era un al nouălea cer, adică săracii până la urmă, mulțimile, veteranii care primeau pământ, ăia pe care îi coloniza și îi trimitea săracii de la Roma, nu știu pe unde, să aibă și ei un rol, însemna mult mai mult pentru populație, pentru oameni, că și noi acum zici, uite, vine un politician și vorbește frumos. Bă, vorbește frumos și ce face? Că atâta, nu face nimic. Ce face executivul? Ce face guvernul? Pune în aplicare vreo chestie? Susțin ăștia cumva în vremurile astea de restriște economia? Și de aia am spus, sunt utile și vorbele frumoase, te însuflețesc și astea, dar pe de altă parte, dacă n-ai o capacitate executivă și nu faci lucrurile să se miște, sunt egale cu zero. Dacă nu faci două apeducte să vină să-ți aducă apă în Roma, degeaba, nu știu, fă niște băi publice să se scalde ăia, să se relaxeze oamenii, să nu stea în casă. Niște autostrăzi, ceva. Da. Eu o să vă fac o mică analogie ca să înțelegeți cum îmi selectez eu conținutul. Mă consider ca un bărbat însurat cu istoria României. Anume, eu trebuie să fiu atent la istoria, trebuie să fiu atent la nevoile istoriei României și să mă preocup doar de ea și de specificul ei și de problemele ei și să mă abțin cât mai mult de a mă, vrei nu vrei, apar tot felul de prietene de ale ei în peisaj, care arată foarte bine, sunt foarte apetisante și ofertante, vorba voastră, dar nu pot să mă ating de subiectele respective. Dar Ungaria și gata, da? Deci că poți, dar în intimitate, să nu afle neapărat. Așa. Mai ales că nu se uită niciodată. Exact. Băi, nu, e într-adevăr o problemă. Chestia este că noi încercăm sincer să răspundem și la întrebarea, băi, ok,
cum, deci noi ne știm locul, știm că nu am fost niciodată buricul pământului, nu am fost locul de unde să se dea ora exactă, dar pentru a înțelege ce se întâmplă aici, cred că este foarte important să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Mi se pare că e imposibil și asta mă uit, adică mă gândesc câte ore de istorie a României are un copil pentru a înțelege ce se întâmplă cu România. Și dacă faci, câte săptămâni sunt într-un an? 32. Nu, de învățământ 34. Okay. 34. Facem, deci noi facem, cel puțin în România, facem istoria României în trei etape. Facem în clasa a 4-a, facem în clasa a 8-a și facem în clasa a 12-a. În toate trei facem în principiu cam aceeași materie. La un alt nivel de detaliere. Numai că și de înțelegere. Practic ce se întâmplă? Da, nu ai cum să înțelegi. Adică în 34, bă, să zicem că vii și dai 34 de ore de informații elevilor. Păi noi am făcut chestia asta și de-abia am reușit să ajungem să vorbim despre oalele de la Cucuteni. E foarte puțin, foarte puțin timp și am zis nu. O să vrem să explicăm și contextul. Vrem să explicăm ce se întâmplă. De ce Cucuteni este așa o mare șmecherie? Ce înseamnă culturile respective? Hai să stăm un pic să discutăm, pentru că oamenii vin să uită peste materialul pe care l-au de învățat. Și evident că nu o să stea să-și bată capul, bă, ce aia o cultură, nu-mi pasă, e cultura Cucuteni, așa am învățat eu la școală, mergem înainte. Pentru că aia e doar jumătate de oră din prima oră de istoria României, deci nu o să dea foarte multă atenție. Și noi cumva am încercat să venim să punem contextul ăsta, să-l explicăm și facem chestia asta în cel mai bun mod și cel mai sincer mod posibil. Ni le explicăm nouă întâi și îl discutăm împreună. Că până la urmă ăsta este specificul podcastului pe care îl facem. Ne strângem amândoi cu părerile noastre formate individual din lecturi care sunt nu neapărat disjuncte, dar diferite, făcute în mod diferit. Și ne punem ideile împreună și iese, bă, este o înțelegere mai bună și eu înțeleg niște lucruri pe care Sergiu le vede mai clar decât mine și Sergiu poate profită de pe faptul că eu m-am uitat pe alte aspecte și am fost mai interesat de alte lucruri și cred că explicația asta, adică sper că explicația asta ajunge și la ceilalți. Că vorbeam mai devreme de feedback pe care îl primim, păi nu prea primim feedback. Nu prea primim feedback și până la urmă, no, noi o să rămânem dedicați proiectului pe care l-am început, și anume este istoria României așa cum o vedem noi doi. Dar asta înseamnă că ne supunem și riscului de a greși împreună, colectiv, știi? Asta este marele risc în ceea ce facem. Păi, apropo de ce spuneai tu, Cât de relevantă considerați istoria asta foarte veche? Ok, ea se repetă într-adevăr sub o formă sau alta, dar merită insistat chiar așa de mult totuși pe culturile alea dacă sunt atât de îndepărtate? Nu, eu știu, știi care e paradoxul? Comuniștii ăștia, tratând istoria din punct de vedere cronologic, eu țin minte că am învățat și toți, cred că, bine, Nathan, eu și cu Dorin am învățat după manuale comuniste. Paradoxul era următorul. Epoca comunistă era la sfârșitul manualului și niciodată elevul nu ajungea să învețe despre ea nimic. Că se termina la, nu știu, la Carol al II-lea sau înainte de regalitate sau la Cuza Vodă și la obținerea independenței și România Mare. Eu n-am învățat niciodată, dacă vă vine să credeți, istorie comunistă. Habar n-au. Adică nu știu ce s-a întâmplat după Petru Groza, după Dej, congresele. Nu, chiar nu știu. Pentru că deși erau în carte, nimeni nu le preda. N-ajungeau profesorii fizic să le predea. Deci propagandă zero, deși oamenii voiau să facă propagandă, dar nu puteau. În teorie, da. În teorie făceau un rest. Ar fi trebuit să facă practică mai greu. Se autosabotau. Și asta spun.
putem, astea, cum zicea și Nathan, e clar că ne influențează politica monetară, politica asta din zilele noastre, dar ne mai ajută cu adevărat sau nu știu, ar trebui să ne simțim, să ne umflăm în pene dacă aflăm acum, de exemplu, că, nu știu, înaintea dacilor au fost pelagii care au fost cea mai măreață civilizație din lume. Contează? Adică ne influențează real pe noi chestia asta? Influențează ce, cum ne chiar vedem noi pe noi. Deci nu, nu schimbă cumva, să spun, starea de lucruri sau ce, cum suntem noi. Însă știți cum și românești, cât mai mult Moldova, avem niște complexe enorme de inferioritate la nivel național, să zic. Și avem nevoie de această validare, autovalidare. Știți cum ar fi foarte bine să ne găsim în cucuteni și nu în dacopatii sau niște chestii de genul ăsta. Deci atâta timp cât ne dau niște rădăcini și iarăși dacă e să vorbim despre legătura noastră reală cu cultura cucuteni la nivel cultural să fie transmis ceva de acolo, îmi pare ok, cel puțin problematic. Dar știți cum e același loc, avem cu ce ne mândri, de ce nu? Asta nu numai decât înseamnă că are vreun impact azi. Cred că ce înțeleg din ce zici tu și îmi place ideea asta foarte mult, cred că până la urmă istoria asta zisă cu fapte, nu cu invenții, ne poate ajuta să înțelegem cât de mult am putea fi în anumite condiții. Adică cumva să trecem peste ideea că mărirea este posibilă doar pentru unii, nu pentru toată lumea, știi? Cred că ăsta este complexul. E ceva de genul, bă, noi nu putem să fim atât de tari ca, nu știu, ca americanii, ca britanicii, ca francezii sau ca rușii, știi? Nu putem, noi nu putem să fim atât de tari. Și cred că cumva ar trebui, chiar și uitându-ne un pic peste ce se întâmplă, să înțelegem că până la urmă fiecare comunitate, de la cea mai mică până la cea mai vastă, are propriile probleme, propriul său ciclu de dezvoltare și chiar dacă nu o să fim noi cei mai tari, putem să fim suficient de puternici cât să îndeplinim până la urmă rolul funcțional ăla de a-i face pe oamenii care trăiesc aici mai fericiți, știi? Că până la urmă asta contează. Da, sună contează foarte bine. Cred că se privește și un pic utilitar lucrurile. Și cred că ați căzut și voi în capcana lui de a privi lucrurile neapărat sau a privi istoria numai ca un mod de afirmare sau ca, hai să vedem dacă se repetă ceva din istorie. Gândiți-vă că istoria, până la urmă, e o poveste reală sau cât mai aproape de realitate, mai aproape decât ficțiunea în orice caz. Și noi, ca oameni, suntem obișnuiți să ne spunem povești și asta am făcut ca societate. Sunt teorii care vin și spun că societatea umană așa a crescut pentru că oamenii au putut să-și pună povești care să-i unifice mental. Deci în momentul în care discutai la o prăjală în fața focului de tabără în Neolitic, tu povesteai cu prietenii tăi că s-a întâmplat ceva cuiva. Și narațiunea și dezvoltarea limbajului și toate lucrurile bune pe care noi le privim astăzi ca esențiale în societate s-au dezvoltat cumva din faptul că ne spunem povești unul celuilalt. Și pentru mine istoria întotdeauna o să fie întâi și întâi un entertainment foarte bun. Adică dincolo de hai să ne justificăm noi, să ne simțim mai bine că suntem români sau moldoveni sau ce suntem, dincolo de hai să vedem dacă nu cumva seamănă Republica Romană cu Republica Cehă sau cu altceva, pentru mine întâi și întâi o să fie o poveste și o poveste interesantă tocmai pentru faptul că e reală. Și foarte multe lume mi-au spus că ori ascultând podcast, ori povestind lucruri legate de istorie sau mituri, măcar mituri istorice, au rămas uimiți că lucrurile astea chiar s-au întâmplat sau chiar că sună super interesant, chiar pe bune, din ce film vorbesc, știi? Uite, aici e o chestie, cred că de... Bun, nu, termină ideea și după aia...
Nu, v-am să dau un exemplu, că am pățit așa legat de Commodus, povesteam cu niște colegi de la lucru câteva dintre nebuniile pe care le-a făcut el ca împărat și m-a întrebat că, pe bune, din ce film a fost asta? Și zic, din ce film? Din istoria romană și documentat și e drept cu asteriscurile de rigoare că unele lucruri au mai fost și înflorite, dar e, face parte din istorie și se uitau la mine de parcă, serios? Chiar? Da, chiar, pentru că noi nu ascultăm sau nu avem răbdare. Ni se pare că istoria e o chestie, o înșiruire de ani, de bătălii și de date seci și nu ne gândim că sunt acolo povești adevărate și povești super interesante care merită ascultate, știi? Așa e, sunt povești super adevărate, super interesante, dar dau seama acum cât de sensibil e subiectul ăsta politic. Mă uit și la, uite, denumirea Republica Moldova, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, Republica Cehă. Deci oamenii ăștia au vrut cumva tocmai ca să nu o confundăm. De ce nu se numește doar Moldova? Ca să nu o confundăm cu provincia Moldova, nu? Și să nu devenim noi mai sensibil. Sau de ce nu se numește acum Macedonia? Ok, vezi grecii foarte supărați că macedonenii l-au furat pe Alexandru cel Mare. Bă, ia, numiți-vă Macedonia de Nord, că dacă nu intrați în NATO și nu intrați în Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci este clar că există aceste sensibilități istorice. Întrebarea mea era așa, că uneori mă mai simt și eu deznădăjduit. Călina? Scuze, continuă. Da, zic, eu n-am negat faptul că sunt sensibilități și că istoria are și o valoare practică, utilitariană, dar pentru mine cel puțin întâi va fi entertainment-ul și abia apoi vor fi aplicabilitățile istoriei. Eu mă uit, na, acum nu vreau, cer scuze dacă atunci asta a fost un pic de, deci cu Ciuliandra, îmi place Ciuliandra și îmi place Moldova, v-am spus, chiar sunt un unionist, dar văd un pic, simt un pic de deznădejde când văd așa, adică dacă sunt în esență, sunt un pic pragmatic și îmi dau seama că o țară mică aflată așa între o placă turnantă din aia, aflată între mai multe interese, n-are cum să sfârșească bine. Adică nu o să fie, nu știu, mi-ar plăcea să mă înșel din tot sufletul, dar Moldova, na, probabil că de aia e și cred că e chiar cea mai săracă țară din Europa, dacă nu mă înșel. Da, e cea mai săracă. N-o să aibă cum să își schimbe statutul ăsta decât, nu știu, dacă se mai naște un Ștefan cel Mare și face o politică din asta tot așa extraordinar de vizionară și cu un singur dușman o singură dată, cu ceilalți se aliază și, nu știu, se duce la Moscova și după aia vine la București și la Istanbul și la Viena și face o chestie de... Dar în alte situații și având în vedere datele problemei astea reale... Și acum putem să ajungem un pic și să ne spune Nathan, cum e politica aia din Republica Moldova? Cât de, nu știu, cu toate problemele alea care sunt, noi nu le percepem, de aia spunea și Dorin. E foarte interesant să aflăm perspectiva unui moldovean, pentru că din România eu așa percep lucrurile, deși sunt unii oameni foarte entuziaști, ca mine de exemplu, cumva nivelul de interes începe să scadă, o ia pe o pantă descendență față de Republica Moldova și devenind din ce în ce mai indiferenți față de ea. Lasă bă, ăia deja sunt de 30 de ani, se descurc pe compropriu, n-au decât să se descurce, asta e. Sergiu, dacă... zice că ne-am distanțat social de Republica Moldova. Da, dacă ne iubeau așa de mult moldovenii, veneau cu brațele deschise la noi. Da, așa le place și lor să fie cu fundul în două luntri și ea mai bine să-i lăsăm în plata Domnului. Na, tu cum vezi lucrurile, Nathan? Păi Nathan tocmai ți-a zis că el nu vrea să-și dea cu părerea, el vrea doar adevărul istoric. Lasă-mă, nu vrea să-și dea cu părerea în podcast, dar așa într-o discuție liberă poate să-și dea cu părerea. Da, dar e înregistrată și nu știu dacă... Ok, am înțeles. Deci dacă vrei, discutați după despre chestia asta. Nathan, dacă deci... vrei, răspunzi, dacă nu vrei, nu răspunzi. Eu râd. Deci... Există a venit băiatul ăsta să dea cu piciorul, știi? Să tot zic, bă, că Moldova, că nu știu ce, zine, Nathan, zine și te strânge acolo, dar te ajut eu dacă pot. Există păreri diferite și da, foarte multă lume vede situația exact cum o vede și Sergiu și dacă nu prea sunt șanse
singuri și iarăși sunt opinii diferite ce de făcut mai departe. Sunt foarte mulți care ar dori să încerce să vedem dacă ne descurcăm singuri. Uitați-vă, mediul în care trăim, însă și lumea de azi e atât de schimbătoare că să încerci să faci planuri pe 5-10 ani înainte, la nivel geopolitic, îmi pare destul de riscant. Fiindcă, bine, cine până în 2014 s-ar fi gândit că Crimea ar putea să treacă la Rusie și în așa o formă. Deci, e o situație foarte tricky și exact cum a spus Sergiu, Moldova este prins în toate aceste jocuri. Și destul de puține depind de moldoveni. Și nu-i vorba doar că nu ar putea cumva să-și manifeste, să zic, voința, dar mai sunt și toate chestiile astea de propagandă din toate direcțiile și de post-truf și de rețelele sociale care, uitați-vă cum au schimbat alegerile în Statele Unite și în Marea Britanie și ce să mai vorbim de micuța Moldova care e chiar sub coasta Rusiei. Deci nu știu ce va fi, nu știu ce ar fi bine să fie. Despre distanțarea României, iarăși, România toți acești ani a avut foarte multe probleme interne și schimbări politice și lupte și da, totdeauna a fost undeva acolo Moldova, dar știți cum lista dinamică de priorități totdeauna era ceva mai sus și mai important. Și evident că voi nu aveți timp pentru aceasta, noi nu știm ce dorim și situația așa cum este. Sergiu, am răspuns cât de cât la întrebarea da, ta? Da. Hai să vorbim despre jocurile intelectuale, că sunt mai faine decât astea politice, dacă e. Nu, dacă îi să facem trivia, vreau și eu de la voi neapărat topul celor împăraților voștri preferați. Da, dar stai un pic, că vrea să-l hărțuiască pe Nathan întâi. Nu, asta despre jocurile intelectuale e foarte faină, deci chiar îmi place. Am citit că ești un mare fan și chiar mi-ar plăcea să aflu mai multe informații despre asta. Deci, pe timpul sovietic exista un joc, așa nu știu ce, unde, când, care era televizat și e un format destul de simplu, da, stau 6 oameni la o masă, li se pun întrebări, au câte un minut pentru fiecare întrebare. Întrebările nu sunt de cunoștință, sunt mai mult de, să zic, logică, deci eventual bazată pe cunoștința generală și conține în sine tot de ce ar fi nevoie să poți răspunde. Și chestia asta, bine, a prins și la noi. Noi avem un club moldovenesc de jocuri intelectuale și deci, datorită lui, de pildă, eu am văd careva viitor în Moldova, fiindcă noi avem acolo câteva sute de tineri extrem de inteligenți, extrem de talentați, pe care, da, îi vedeam odată pe săptămână cum le lucesc ochii și a fost o chestie faină. Am participat din partea Moldovei la campionatul mondial de jocuri intelectuale și am fost cu echipa mea pe locul 18, ceea ce e foarte bine, în 60 și ceva, deci nu știu ce să vă mai spun. Foarte fain, uite, asta uite, e chiar o chestie interesantă. O să caut și o să mă interesez, că și eu cu Dorin mergeam într-o vreme la un quiz din ăsta și, mă rog, aveam și ceva probe practice, tot așa, dar na, era exact în genul ăsta. Adică lucru în echipă, cu un capitan în care na, decideam bă, care e răspunsul corect, ne consultam și era o chestie faină așa de comun. Pastrabenii din București, din Cluj și din Iași organizează replica acestor jocuri pe acolo, prin campusuri. Deci dacă vreți o să vă dau niște link-uri sau niște informații sau vă dau niște pachete de întrebări să vedeți despre ce e vorba. Și mai bine. Dar să ne dai și răspunsurile. Așa. Da. Stai un pic, că mai ridicați o problemă interesantă, Călina. Ce ziceai? Că am pierdut întrebarea. Da, eu am, apropo de trivia, era lista mea cu cei mai buni împărați romani și mă gândeam că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să vadă cam pe ce teme ne putem certa noi.
Păi e cineva care nu-l pune pe Traian pe primul loc, că doar îi apare și nimeni nostru. Cum să... Absolut, eu l-am pe Augustus. Traian e pe locul 4 la mine. Păi, dar toți erau Augustus. Toți erau. Care dintre Augustus? Că toți Octavian. Erau Augustus. Octavian. Aoleu, ăla era jumate republican, jumate princeps, nici nu știi dacă era chiar împărat. Hai, treacă de la mine, lasă, bine, hai să zicem. Băi, nu. Există un motiv pentru care în momentul în care vrei să faci un compliment unui împărat roman, îl comparai cu Augustus și cu Traian. Din punctul meu de vedere, Traian și Augustus pe primele două locuri întotdeauna o să bată. Dar cu Augustus un pas în față, pentru că mie mi se pare că fără el ideea de imperiu nu ar fi existat. Adică ar fi rămas aceeași republică cetăreață și pusă pe scandal, fără să ai un proiect mai măreț de atât. Pentru că aia suntem și împreună cu Sergiu, noi acum suntem în perioada în care explorăm exact tema asta. Augustus, practic, din băiatul ăla bolnăvicios, devine omul care să devină model pentru ideea de conducător pentru romani. Idee care este dusă mai departe încă 1400 de ani. Deci din punctul meu de vedere, Augustus primul, Traian close second, pentru că a reușit să stabilizeze, să pună ordine în imperiu și să pornească în mod real acea perioadă de bunăstare din secolul 2. Și după aceea, pe un loc 3, sincer, o să-l pun pe Diocletian pentru planul lui de a face o succesiune rațională pentru imperiu. Mie mi se pare, deci, ca ideal, omul ăla a reușit, însă realitatea a arătat că nu o să poată să facă lucrurile astea. Dar deja la locul 3 mi-e foarte greu să pun așa, am dat ceva from the top of my head, știi? Cum, nu prinde Constantin cel Mare podiumul? Băi, nu știu ce să zic. Constantin cel Mare, mai degrabă Justinian l-aș pune. Justinian mi se pare... Dar el e roman? Da, cum să nu. Roman până la Constantin. Constantin al XIV-lea? Toți sunt romani. De asta zic. E foarte greu, știi? Îl ai pe Leo, îl ai pe... Sunt niște oameni foarte mari, foarte importanți acolo. Greu să faci un top de ăsta. Deci la mine ar fi pe primul loc Octavian. Octavian, atitudinea mea față de el ca persoană e destul de ambiguă, însă el era un tehnocrat ideal, deci... Omul își făcea lucruri dimineața până seara și el dormea puțin nopțile și lucra anume pentru principat, pentru stat. Pe locul doi ar fi Diocletian, fiindcă a scos imperiul din criza secolului 3 și l-a rearanjat. Apropo, Diocletian are la mine un minus mare, fiindcă îmi pare extrem de important pentru un imperator, un conducător, să-și aranjeze, să zic, moștenirea, da, transmiterea puterii după el într-o formă normală care să aducă un plus țării și nu se cufunde în haos. Și deși în cap la Diocletian era cumva aranjat tot asta, el vedea o absolută neînțelegere a unor chestii elementare, psihologice, da. El, dacă a fost de acord să cedeze puterea, asta nu înseamnă că alții o vor face. Și în acest sens, Constantin, în general, la mine e departe în listă, fiindcă, da, el a fost un imperator bun, dar nu a avut deloc grijă de urmașii săi și de ce cineva conduce după el. Pe locul 3 ar fi Traian, probabil.
Ok. Sergiu? Am rezolvat și... Bă, gata, Traian, păi zi tu Constantin, care e. Traian, Constantin și Octavian. Aha. Eu văd așa, eu văd un pic, na, evrei, masoneria, conspirația internațională, a încetat să-i mai ucidă, au prosperat ăștia și na, văd un pic. Nu mă refer doar la impactul pe care l-a avut asupra Imperiului și asupra, na, că și-a lăsat, că și-a numit urmași sau așa, mă refer la faptul că a fost un pic mai relaxat, reluând cumva politica Republicii Romane, care Republica Romană era foarte, cum să o numesc eu, era foarte pașnică cu minoritățile religioase. În Republica Romană puteai să creezi în orice zeu voiai până la urmă. Dacă mai sacrificai un bou și dacă ieșai pe Via Apia și te plecai în fața lui Pompei și a lui Crassus când treceau pe acolo să-i răstignească pe legionarii lui Spartacus, te treceau cu vederea fără probleme, nu. Da, și Constantin a revenit la abordarea asta mai pașnică și mai relaxată față de minoritățile religioase, ceea ce e mare lucru în perioada aia în care nici nu știi să te aperi mai înainte de amenințările din interior, să te aperi de amenințările din exterior. Ce o particularitate la Republica Romană și la Imperiul Roman, mai mult decât la oricare alt formă de statalitate, sunt aceste războaie interne incredibile. Deci eu nu îmi aduc aminte o perioadă în care să ai o penurie de provocări și de amenințări externe atât de mare, încât să te forțeze să te bați ca prostul numai tu cu tine însuți tot timpul, și războaie interne și civile și sociale și... Deci să-mi trag palme, nu știu unde erau ceilalți. Nu existau practic, îi cuceriseră pe toți. Parții se ascunseseră în vizuine, chinezii nu știu ce făceau pe acolo, germanii, celții, sciții și dacii stăteau și se apărau pentru când o să fie atacați de romani, și romanii se băteau între ei ca fraierii. Da. Călina? A, la mine, clar, Caraca, la Commodus. Nu, i-am zis Augustus, clar. Justinian, pe care și eu îl consider roman, și Marcus Aurelius. Traian abia pe 4. La Marcus Aurelius am eu afinitate. Aurelius, interesant. Vezi, corect, frumos. Apreciază umanismul tine, da. Da, da, exact. Deși a dat cu bățul în baltă cu băiatul lui, da. Cu moștenitorii, da. Dar ca... Da, da. Să zicem că îi compensează filozofia pe care a lăsat în spate. Păi, interesant. Nu m-am gândit la Marc. Mie Marc Aureliu mi se pare undeva la mijloc. Nu mi se pare chiar... Poate intră în top 10, dar greu. Undeva la mijloc, între Caligula și Nero. Da, exact. Băi, nu știu. Deci eu o să încerc să fiu avocatul diavolului, pentru că și Caligula și, și Nero și Commodus au parte de o antireclamă mult prea vicioasă ca să nu intru să văd exact despre ce e vorba. Ascultă-i podcastul Călinei să vezi de unde reclama aia. Și ale face reclamă nașpa. Zice numai nasoare de ei. Eu am zis clar că e o chestie de entertainment și pe de o parte eu aduc în discuție și faptul că e și reclama de ei, dar pe de altă parte nici fum fără foc nu iese niciodată. Și sunt chestii foarte bine documentate, deci... Atunci când n-ați văzut când Joaquin Phoenix s-a bătut cu Russell Crowe și a fost foarte bine documentată chestia. Excelent documentată. Da. Exact. Are you not entertained? Asta putem să ascultăm și pe cei care o să asculte episodul ăsta, care nu știm exact încă cum anume o să-l postăm. Poate să-l postăm noi pe podcastul de istorie sau facem un podcast separat pentru episod, facem un history extra. Da. Păi pot să, adică și ei, de ce? Poate să-l posteze și Nathan pe podcastul lui, da, și Călina la fel, da, la ea, adică toată lumea. Deci avem drept de autor. O să-mi crească media minutelor per episod.
La mine o să scadă, tot normal. Da. Băi, hai să nu-i mai ținem pe oameni, că este totuși weekend. Oricum, vă mulțumesc că ați venit alături de noi acum să discutăm până la urmă. Suntem cu toții într-o mare aventură, pentru că facem ceva ce nu prea s-a mai făcut la noi. E un demers amator și știu că și nouă ne-a trebuit foarte mult curaj să facem asta. Și știu ce mult curaj și cât de multă muncă sunt puse în programele pe care le faceți. De asta vreau să vă zic că apreciez foarte mult efortul pe care îl faceți și mă bucur foarte mult că am avut discuția asta, mai ales într-un moment în care toată societatea e în fierbere și da, avem alte temeri pe cap. Poate ne ajutăm pe oameni să mai gândească și la altceva. Și eu vă apreciez foarte mult pe toți, dar cred că aici cine e cel mai important e publicul pe care îl aveți cu toții și pe care l-am și eu, care ne dedică și e senzațional și nu știu dacă v-ați gândit voi la chestia asta prea mult, cât timp ne dedică ei din activitățile lor zilnice și mai ales în perioada asta în care știu că toată lumea are impresia că stăm acasă și ne vedem, numai dezvoltare personală scrie pe noi. Ne citim toată ziua și învățăm să coasem la mașină și să facem gărdulețe, dar foarte multă lume e în situații în care are de lucru de acasă, are stres, are copii, are de făcut curățenie pentru Paște, mâncare și tot felul de alte nebunii. De-aia aș vrea, în primul și în primul rând, uite-te, să le mulțumesc ascultătorilor care încă au rezistat cu noi o oră 42 sau cât suntem aici. Lor să le mulțumesc pentru că ne ascultă și acum și că ne ascultă săptămână de săptămână, lună de lună sau cât de des postăm noi munca pe care o facem, că fără ei degeaba ar fi. Adevărat. Eu mă apropii cu pași repezi de 40 de ani și încep să apreciez din ce în ce mai mult bunătatea la oameni, nu neapărat istețimea, adică e clar și contează foarte mult și inteligența și când, nu știu, că na, necunoscându-vă foarte bine, îmi dau seama că aveți ambele calități, e cu atât mai reconfortant să văd că putem să purtăm un dialog din ăsta foarte simpatic, văd, nu știu, adică simt niște vibrații bune și de la Călina și de la Nathan și ce să zic, spor la treabă în continuare, faceți o treabă extraordinară, sper să ne mai întâlnim și cu un follow-up la chestia asta și să vedem ce s-a întâmplat de la prima înregistrare, nu știu, poate mai înregistrăm după 100 de episoade ale fiecăruia și mai vedem cum a evoluat istoria de atunci. Da, sau după 100 de minute de înregistrare. La voi înseamnă un episod, două, la mine înseamnă... Vă puteți aștepta. Da, uite, colegi, de data asta cade... Acum am vrut să zic că de data asta cade greu pe Nathan, care eu am tot început tot felul de topic-uri, dar acum Nathan trebuie să încheie și e mai greu și aștept să vedem. Exact asta e, dar știi cum e? Am învățat de la tine că Nathan are chestiile astea emoționante, știi? Așa că am lăsat emoția cu Nathan la sfârșit. Bun, eu mi-am luat deja aici batistele de hârtie. Nu, stați liniștiți, eu acum nu am niciun script în față. Iar toată lumea știe că o improvizare bună se face, se pregătește 2-3 zile, așa că nu va fi nimic dramatic acum. Vreau să vă spun că cel puțin senzația mea că sunteți toți extraordinari și eu vă ascult podcasturile de bine, pe Călina de la bun început, pe podcastul de istorie de când v-am descoperit vreun an și ceva în urmă și bine, e și chestia asta de breaslă, înțeleg foarte bine volumul de lucru pe care îl faceți și dedicația de care e nevoie. În același timp, pentru mine, unul din motivele de ce am început să fac podcast, că depinde aceea de ce eu mă ocup zi de zi la lucru, da, stabilitatea financiară. Stabilitatea financiară nu se termină niciodată. Asta e un lucru continuu care îl fac eu și îl face după mine alții. Însă va veni un moment când eu voi putea spune despre mine, iată, eu am făcut Istoria Moldovei, da, podcastul Istoria Moldovei. Și e lumina aia foarte depărtată încă de la sfârșitul tunelului,
Însă fiecare episod nou, știți, aduce informații, noi aduce mai multă claritate și în special în unele domenii care azi sunt atât de, nu știu, disputate, da, voi acum exact sunteți la dacopatie și la tot ce e legat de asta și dacă te uiți pe rețelele sociale, te îngrozești de ce haos se face în mințile multora și ce feluri de informații sunt promovate peste tot. Deci e o chestie foarte importantă și în același timp aceea și spune Călina că istoria este, până la urmă, interesantă și poate fi ascultată cu plăcere, nu pentru a o cunoaște, dar pentru a o savura și această componentă tot e foarte importantă. Gata, deja am început să devin didactic. Deci, dragi colegi, mulțumesc mult pentru această ocazie, că v-am auzit pe viu și în înregistrați. Apreciez mult această discuție. Într-adevăr, ar fi bine să o facem, să mai repetăm chestia asta, poate odată să fie și vreun live ceva. Și succes în continuare tuturor. Mersi mult! No, bun, mulțumim celor care ne-au ascultat, așa cum zicea foarte bine Călina, că până la urmă, chiar dacă facem și pentru noi lucrurile astea, le facem mai ales pentru voi, cei care ne îndurați cu orele lună de lună. Bun, ne mulțumim și cel puțin la noi, data viitoare ne auzim cu un episod clasic pe povestea pe care am început-o dățile trecute. Ciao. Ciao. Pe data viitoare, cum s-ar zice. Așa, ciao.